Slăvit să fie Domnul! Amin. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carne la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din cartea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Mulțumim, Domnul, că suntem împreună. Vă salutăm pe toți cu har și pace. Pregătit eram pentru o predică de evangelizare, când fratele Costică m-a rugat și a spus, măi, hai să schimbăm ceva sâmbătă seara, aș vrea o întâlnire, un studiu care vizează familiile credincioșilor. Acum eu nu sunt omul cel mai recomandat pentru a ține conferințe. Înaintea mea am o sumedenie de frați mai buni ca aceasta, ca mine. Totuși câteva lucruri va trebui să stăm de vorbă. Eu am ales să vorbesc ceva cu dumneavoastră în calitate de părinte, care am băieți și fete, niciunul căsătorit, în calitate de slujitor în adunare, care am de multe ori contact cu diferiți tineri, cu problemele, cu mărturisirile care le primesc. Și am ales să vorbesc despre familie dintr-o perspectivă un pic deosebită. Asupra Bisericii lui Dumnezeu, în vremurile din urmă, se fac niște presiuni extraordinare. Presiuni din partea societății, a lumii acesteia în care trăim. Și în seara asta aș vrea să vorbesc ceva despre familia creștină și anume de presiunile astea care se fac asupra familiei creștine. Diferite noutăți pe care noi nu le-am întâmpinat, ispite de tot felul, și pentru că familia începe cu un mire și o mireasă, doi tineri care se căsătoresc, aș vrea să vorbesc puțin de presiunile care se fac asupra tinerilor în alegerea partenerului de viață. Că de aici începe familia. Acum sunt frați în vârstă, surori, sunteți bunici, poate străbunici. Poate pe unii nu vă interesează, dar cei care sunteți măcar părinți, să știți că aveți copii care se confruntă cu lucrurile astea. Și a băga capul în nisip ca struțul să ne facem că nu vedem, nu e o realizare. Deci e vorba de un băiat și o fată. E vorba de alegerea partenerului de viață. Ce am observat eu în ultima vreme? Noi trăim în primul rând o super dezvoltare a tehnologiei, mai ales în domeniul comunicării. A existat și încă mai este un exod în masă. Cei mai mulți tineri ai noștri îi întâlnim la Londra, Paris, Viena și Bruxelles sau în alte țări unde merg ei. Acolo e o concentrație mare de tineri. Acolo adunările sunt parcă întâlniri de tineret. La noi au rămas frați mai în vârstă. Întâi o pleca băieță, o pleca la lucru, la câștig, și în urmă o plecat și din fete, tot la lucru, sau să se întâlnească cu băieții. Dar există la ora actuală un mod în care se întâlnesc tinerii. Nu la rugăciune, nici la cofetărie, ei se întâlnesc pe internet. Nu știu ce aplicații sunt, că nu sunt foarte tehnic, Facebook, Instagram, și mai spuneți voi, mai știți? TikTok, da, și care mai știe? Eu nu le știu, chiar nu le știu. Tinerii, băieții cu fetele, acolo se întâlnesc. Să nu recunoaștem lucrul ăsta, am spus, nu rezolvăm nimica.
Ceea ce nu se întâmpla la noi când acum 40 de ani în urmă aproape m-am însurat eu. S-au dezvoltat mijloace de comunicare nebănuite, mijloace de transport rapid. În 3 ore ești în Londra. Bunicii noștri se lăudau că au fost pe jos până în Polonia și au venit înapoi cu războiul. Ei bine, acum se întâlnesc, vorbesc, se văd. Este o realitate. Întrebarea este următoarea. Îi rea forma asta de cunoaștere? La mine când vin tineri la căsătorie, eu îi întreb, măi, cum v-ați cunoscut? Și foarte mulți au pus capul în jos și au început a râde. Știu că, matale, nu ești de acord. Hai spune unde. Ne-am cunoscut pe internet. Și sunt familii care au dăinuit. Au ajuns familii binecuvântate, chiar dacă prima lor cunoaștere a fost acolo. Însă eu am o recomandare. Păstrați-vă totuși intimitatea. Nu divulgați toate secretele. Odată a venit la mine o tânără și mi-a mărturisit că era la liceu. O corespondat mult pe Facebook, pe internet, pe astea cu un băiat, un bărbat, ea nu știa. O dat toate secretele, cum o cheamă, ce liceu face, unde face școala, la ce oră iese, dacă n-ai vrea să ne întâlnim. Ea a spus, de ce nu? Și în momentul când a ieșit la școală, a venit un om la aproape 50 de ani, de etnie român, a urcat-o cu forța mașină și a dus la el și a ținut-o sechestrată un an și jumătate. Asta mie mi-a spus. Acum era în diaspora, nu avea voie să ies în public, nu avea voie să posteze fotografii ca să nu fie găsită. Și poliția spune, măi, fată, bagă-ți mințele în cap, nu te afișa, nu ieși la rețea, ăla te poate căuta. După un an și jumate, când fata era minoră, știți de ce? Cu ei au spus totul despre ea. De-a cui sunt, ce mama am, ce tată am, ce liceu fac, totul. Și-o căzut victimă. Nu vă divulgați toate secretele, că nu știi cu cine vorbești. Și nu mergeți prea departe în discuțiile pe internet. Eu am întâlnit tineri care efectiv și-au propus căsătoria. Și-au propus căsătoria. Și când s-au văzut față în față, nu mai corespuns. Deși erau stări avansate de discuții, nu mai corespuns. Că pe internet nu-ți dai seama dacă e miroasă sau nu miroasă gura. Și pe internet nu-ți dai seama de toate particularitățile. De aceea, dacă te-ai cunoscut pe internet, eu nu decapitez pe nimeni. Faceți-vă rost și de întâlniri personale, securizate, pentru început, cu cine stau de vorbă, și apoi urmați toți pașii care i-ați face dacă v-ați fi cunoscut la rugăciune. Deci nu condamn că v-ați cunoscut acolo. Îți mijloace foarte ultra dezvoltate. Dar după ce l-ai cunoscut acolo, comportă-te cu băiatul acela sau cu fata aceea ca și cum te-ai fi cunoscut la stăruință. Cu toți pașii care trebuie făcuți. Doamne ajută! Amin. Dincolo de dezvoltarea asta a tehnologiei, o altă problemă cu care se confruntă tinerii noștri îi promovarea modelelor păcătoase. Pentru că tinerii noștri au acces și vizualizează multe, multe lucruri, lumea, societatea promovează niște lucruri care n-au de-a face cu credința, cu pocăința, cu creștinismul. Ei văd filme americane, ei văd căsătorii de probă, ei văd un lux cu tot felul de practici și ei cred că așa este. Astea sunt niște modele păcătoase pe care lumea cu agresivitate le impune tinerilor noștri. Și sunt tineri care stau acolo ceasuri întregi, urmărind lumea mondenă,
ce artiști mai sunt, ce cântărețe mai sunt, ce manechini mai sunt, cu ce se îmbracă, cu cine îi prietenește, care și cu care se căsătorește. Și învățăturile astea, pe nesimțite, încet, încet, acaparează și în mintea tinerilor noștri. Deci promovarea asta excesivă a modelelor păcătoase afectează tinerii noștri. Și atunci ce avem de făcut? Adunarea ar trebui să promoveze modelele biblice. Să vorbim de căsătoria lui Isaac și cu Rebeca mai des. Să vorbim de familii de neprihăniți, de Zaharia și Elisabeta, de Acuila și Priscila. Familiile astea, să spunem că se poate și așa. Vorbim de fica lui Iefta, care a spus: Tată, împlinește juruința dedicată lui Dumnezeu. Trebuie să contracarăm presiunile astea lumești care vin asupra noastră. Să promovăm adevărata frumusețe. Nu manechinele, nu top nu știu care. Că adevărata frumusețe nu-i frumusețea fizică. Contează, contează și aspectul fizic. Adevărata frumusețe e cea din interior. Că un băiat e cucerit de o fată care are formă de 90, 60, 90, care se îmbracă nu știu cum și-i grozavă. Ei bine, dar fata aceea rămâne însărcinată, îi se pătează fața, face burtică, merge ca rățușca și nu-ți mai place. Tu n-ai fost cucerit de caracterul ei. N-ai fost cucerit de sufletul ei. Tu ai fost numai cucerit de trupul ei, ca obsesie fizică. Și în momentul când ea nu mai răspunde, corespunde parametrilor stabiliți de tine, ce faci? Te duci după alta? Noi nu promovăm frumusețea fizică, da, îngrijire, aspect, toate sunt normale. Spune Apostolul Pavel în Evrei, cu trupul spălat, cu o apă curată, ne îngrijim. Dar nu asta e adevărata frumusețe. Că iei o fată care arată foarte bine, ai un accident și rămâne paralizat în pat. Ce face? Desparți? Odată a venit la mine cineva, un tânăr, știu că-s filmat, n-are nimic. Și spune: frate Dragoș, am o tânără cu care vorbesc, mă înțeleg foarte, foarte bine cu ea. O fată deosebită. După ce au avansat un pic în discuție, ea îi spune: eu când eram mic, mi-a tăiat trenul piciorul. Nu, de acum faci ce vrei. El a venit și la mine: frate Dragoș, ce să fac? O mai vorbit cu un cumnat de-a lui. Am spus: măi, fata asta e deosebită. Dar dacă iei una sănătoasă, tun, și ai un accident și stă în scaun cu rotirii, doar nu te disparți, că ești pocăit. S-au căsătorit, eu am fost la ei, ei stăiau undeva în diaspora, o gospodină desăvârșită și o înțelegere perfectă. Pentru că ea o încerca să suplimenteze, dar nu se cunoștea, chiar nu se cunoștea, dacă el nu și-o dat seama până nu i-o spus ea. Dar el a acceptat cu micul ăsta handicap, suntem prieteni și în ziua de azi și trăi foarte bine. Deci adevărata frumusețe nu e cea pe care o promovează lumea, societatea. Adevărata frumusețe vine din interiorul omului. Și noi asta trebuie să promovăm, asta trebuie să învățăm tinerii noștri. Doamne, ajută-ne la asta. Tot vorbim de lucrurile astea care pun presiune pe tinerii noștri, am găsit eu priorități așezate în mod greșit. Domnul Iisus spunea Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate astea vi le dă Dumnezeu pe deasupra. Iosua spunea: cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Sunt tineri foarte materialiști. Recent îmi povestea cineva că a avut o fată care a vorbit mult, mult. O vreme cu ea se înțelegea din toate punctele de vedere. Și pe când, asta săptămâna asta chiar, pe când el făcea pași timizi înspre ea, credea că e viitoarea lui, ea îi spune: măi, mașina ta e mașină veche, apartament știu că nu ai, salariul ai mic, eu nu sunt dispusă toată viața să stau cu așa un om,
Și l-au lăsat. El era foarte supărat. Băiatul mi-a spus, măi, nu-i de tine, nu-i de tine, na. Nu-i de tine. Dacă o fată se mărită cu averia unui băiat, aceea nu-i din pocăință, din scriptură, nu, nu, nu. Așează materia, materialism. Și băieții noștri din adunare se plâng, că am și eu băieți din surat. Știi cât sunt de materialiste fetele astea? Că vin numai cu o mașină mai bună și gata, te lasă cu înghețata pe masă să duci cu celălalt. Pentru că îi cultivată problema asta materială. Sau băieți care eu vreau o fată de patron, ca să nu fiu necăjutătă viața. Eu știu că am umblat după fete de patron. Și nu au avut bucurie. Că sărăcia și bogăția le dă Dumnezeu și se întoarce roata câteodată. Am văzut oameni foarte bogați care nu au avut ce mânca. Eu am văzut miliardare la care eu i-am dat bani să mănânce. Au ajuns în faliment total. Ce facem atunci? Dar sunt niște priorități așezate în mod greșit. Eu doresc ca toți tinerii de aici și voi părinților, nu îndemnați copiii, bă, eu pe ceia că e bogată, eu pe ceia că așa. Căsătoriți-vă cu omul sau cu fata cu care veți putea fi mântuiți, cu care veți avea o familie binecuvântată și Dumnezeu vă poate da avere. Că s-au căsătorit doi cu trei stele goale și au ajuns patroni. Și asta e îndurarea lui Dumnezeu. Dar nu așezați în mod greșit prioritățile. Și tot în alegerea partenerului de viață am mai spus eu cu un pericol. Lipsa călăuzirii. Pleacă băieții noștri în afară, ei nu pleacă să facă teologi. Ei pleacă la lucru. Ca să satisfacă pretențiile, nu a fetelor din Dobrica, a celor din Bucovina. Lucrează de dimineață până seara, n-au timp nici să meargă la adunare ca să facă vreo doi bani. Și în momentul când nu citesc Sfânta Scriptură, în momentul când nu particip la slujbele duhovnicești din adunare, în momentul când adunarea nu asigură o învățătură consistentă, tânărul ăsta rămâne fără călăuzire. Călăuzirea lui Dumnezeu se face în primul rând prin Sfintele Scripturi. Că dacă tu, fata, ai fi citit în Biblie, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cel necredincios, când un băiat nepocăit s-ar da binețe și s-ar face curte, tu ai ști că nu-i voia lui Dumnezeu. Și avem atâtea lucruri în Scriptură care ne călăuzesc. În momentul când le știm, avem călăuzirea. Călăuzirea e prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne călăuzește și ne călăuzește de multe ori. Pentru asta ne trebuie umplere cu Duhul Sfânt. Pentru umplerea cu Duhul Sfânt ne trebuie părtășie, ne trebuie rugăciune, ne trebuie post. Și în momentul când ai călăuzirea aceasta, e mai greu să greșești, că nu te lasă Dumnezeu. Călăuzirea se face câteodată prin oameni. Interveniți, vă rog, în momentele de criză sentimentală, cere sfatul cuiva. Recent predicam de Amnon și Tamar. Amnon ăla care, îndrăgostit fiind de Tamar, s-a îmbolnăvit. Sta cu febră de 40 în pat, cu comprese, și îl întreabă unul Ionatab, fiul lui Shimea, băi, ce ai? Îs îndrăgostit. Și ăsta l-a învățat ce să facă. Când ai o criză sentimentală, e normal la o anumită vârstă de ani să te îndrăgostești de un băiat, de o fată, așa cum e normal. Cere sfatul nu a unui derbeleu, nu a unui șmecher, nu a unuia care te învață la păcat. Du-te la tata și la mama, spune, măi, uite, du-te la păstorul bisericii, du-te la un om serios din adunare și spune, uite, prin ce trec. Îmi place de fata aceea, îmi place de băiatul ăla, matale, ce spui? Și oamenii lui Dumnezeu te vor călăuzi. Dar există lipsă de călăuzire din cauza că prioritățile le-am așezat greșit. Le-am așezat greșit, am pus lucrurile materiale pe primul loc, neglijând cele duhovnicești. Și ajungem până la urmă să regretăm. Eu aș dori ca tinerii de la voi și părinții să țină cont de aceste lucruri. Eu le-am sintetizat undeva din multa experiență pe care am acumulat-o
v-am mai spus, am băieți, am fete, avem tineri mulți, zeci, poate sute de tineri în adunare, stau de vorbă cu ei și ei mi s-au plâns de astea. Frate Dragoș, când erai tu, nu era. Uite acum cu cine întâmpinăm. Orea nu vedea lucrurile astea, nu-i dovadă de înțelepciune. Noi trebuie să vedem pericolele acestea, presiunile care le face societatea asupra tinerilor noștri și să le prevenim și să ieșim din ele cu bine. Să ne ajute Domnul. Ce să vă mai spun? După ce doi s-au găsit, urmează ziua nunții. Ziua aia mare, care o ții minte toată viața, știi, când ai avut căsătoria. Știți că și în ziua nunții sunt presiuni puse, mai ales pe slujitori. Cum să fie nunta? Și să începi prin acceptarea la altar a tinerilor nemeritoși. Băieți cu păcate, fete cu păcate, cu fum în urma lor, de care să știe sau ne facem că nu știm, și îi aducem aici și ne punem mâinile peste ei. Îi băiatul locutare, îi fata locutare, n-ai ce face. Ba încă mai există o viclenie între slujitori. Cheamă pe un altul care nu știe. Și eu îi spun, matale, ești musafir, roagă-te, matale, că ești invitat. Și omul ăla se roagă că nu i-a arătat Dumnezeu și eu îmi păstrez mâinile curate. Eu nu mi-am pus mâinile. O fi asta pocăință? Nu-i pocăință, frate. O spunem deschis că asta nu-i pocăință. Și atunci ce este de făcut? Din partea tinerilor, o transparență maximă, o sinceritate maximă. Noi acum ne-am confruntat. Au venit doi tineri joi seara la noi, că vor să stea de vorbă cu comitetul. Deci stăm de vorbă. Ea era o fată din Ucraina, el tot din Ucraina, dar venea din Germania. Chiar vrea să facă nunta la noi. Băi, dar de ce faceți la noi? Păi eu dacă mă duc în Ucraina, mă ia la război. Dar voi când ați venit? Eu azi am venit din Germania, discutăm de mai mult, eu acum am venit cu fratele meu din Cernăuț, mă, până aici e bine. Spun, măi, voi ați trăit amândoi? Nu, frate, nu, n-am trăit. Iar e bine până aici. Întreb, mai aveți ceva pe conștiință, ceva de spus? Noi vrem să vă ajutăm, înțelegem ce e în Ucraina, vrem să vă ajutăm. Ea îmi spune, el îi spune ei, hai spune, poate... Poate și asta contează. Și ea îmi spune, da, nu știu dacă vă interesează, eu am acasă un copil de 3 ani. De chiar nu ne interesează deloc. Cum adică n-ai... Dar e copilul tău? Da, e copilul meu. Măi, hai să stăm de vorbă. Până la urmă am felicitat-o că a fost foarte sinceră. Am învățat-o ce trebuie. Mă, dar tu știi că ea... Știu, frate drag. Am învățat tot ce trebuie să facă, mă, noi suntem puși aici să ajutăm oamenii, nu să-i încurcăm. Dar dacă există o transparență totală, oamenii ăștia de aici, părinții voștri, au interes să facă lucrurile delicat, nu să vă facă de rușine. Și i-am dat niște sugestii, am trimis la un frate păstor, l-am sunat pe el la telefon, măi Ionel, ajută tinerii ăștia, ea mi-a spus că dintr-o neatenție, dintr-o neatenție, ca și fata aceea i-a opățit și-a rămas însărcinată și plângea, nu. De, măi, nu te omoară nimeni, stai liniștită, dar fii sinceră în mărturisirea ta. Eu am fost, mă rog, pentru copii bolnavi, copil ca o legumă, plângeam mamă de... și am spus, măi, ai ceva să spui? Da, frate, eu cu soțul meu am trăit înainte de nuntă. Și când ne-o întreba frața, am spus că nu, că ne-o fost rușine. Și acum, ce-i de făcut? Acum ei au venit mintea la cap, că era mamă, alăpta, copilul era copilul ei. Acum spunea tot. Dar de ce să accepți aici niște tineri care nu merită? Ba încă, mă ierte Domnul, au ajuns oameni divorțați,
ca să vină cu pretenție să facă nuntă în adunare. Mie mi-a trimis cineva un videoclip când unul căsătorit, divorțat și cu un copil lângă el, primea binecuvântarea. Apoi la noi nu se întâmplă și mulțumesc Domnul, nu știu la voi, la Dobric cum e, dar cred că nu sunt bune lucrurile astea. Acceptarea la altar a unor tineri care nu merită. Noi suntem puși să-i ajutăm, dar nu vrem să călcăm peste cugetul fraților și peste Sfânta Scriptură. Dumnezeu să ne dea puterea aceasta. Și am mai observat în ziua nunții un defect care se întâmplă prin adunările noastre. Când nu se mai exercită darul de cărmuire, aproape și intervenția Duhului Sfânt îi în plus, când păstorul e doar un simplu maestru de ceremonii, îi vine cu lista în față și îți spune, îmi pui ăsta, pui ăsta, pui ăsta, asta cântă, asta face. Și eu m-am întâlnit, frate, păstor în vârstă, la 70 de ani, tot studia lista aceea lângă mine cu frică, zice, băi, să nu scap un punct, cu aici am de lucru. Dar unde e darul tău de cărmuire? Doar noi am pus în fruntea adunării oameni care am văzut că au dar de cărmuire, nu? Dacă eu vreau să fac altfel decât spui tu. Mă duc într-o adunare și îmi spune, frate, îi venit, mi-a spus cine, nu spun, o formație, îi pui cu 6 cântări. O venit cu poezie, predică, mi-a dat o listă lungă, așa, rugăciuni facem mă la început una. Și mi-a spus, băi, fraților, dar de ce tăiem din rugăciuni pentru dita mai formația care a venit să cânte? Mai tai ei din cântări, mai tai eu din predică, de ce tot tăiem din rugăciuni? Zic, frate, eu eram păstor acolo, îi spuneam, azi facem 3 rugăciuni, frate, mă tare glumesc, nu glumesc deloc. Am făcut 3 rugăciuni, ne rugăm ca Duhul Sfânt să coboare, să fie har în adunare și ăia cu 6 cântări o să cânte numai 3, că nu pățește nimeni nimica. Și ăla care are o predică de 50 de minute, a să predice numai 30, că nici lui nu se întâmplă. De ce tot tăiem din rugăciune? Venim cu listele astea, dar n-am văzut pe listele acelea unul spui, vreau 4 rugăciuni. Numai cântări, numai poeme, numai poezii, numai câte. Și săracul păstor e un simplu maestru de ceremonii. De la ora la ora, tot se uită la ceas, se uită la listă, vai câți mai am. Și asta nu este bine. Mie mi s-a întâmplat așa, eu n-am acceptat. A spus, m-a spus păstor, lăsați-mă să conduc. Acum, ce de făcut? Ținem cont de dorința familiei. Țin cont. Măi, voi pe cine aveți? Atunci când se fac invitațiile, stăm împreună de vorbă. Măi, ai un predicator preferat. Cum îl cheamă? Să-l știu. Că a adus predicator pe care l-am ținut pe bancă. Zic, pe ăsta nu-l pun. Pentru că nu merita să fie pus. Și atunci ne înțelegem. Din timp, o proporție, acordăm familie. Dar eu în adunare am mulți care n-au de-a face cu nunta ta. În anul în care eu m-am căsătorit, la noi în adunare au fost 18 nunți, una după alta. Ori gândiți-vă că eu n-am numai mire și mireasă în adunare, da? Eu am și văduvi, am și orfani, am și bătrâni, am și năcăjâți și acela. Nu vine numai toată ziua să audă dulcegăriile noastre. Oaia aceea mai în vârstă, mai slabă, are și e nevoie să fie hrănită. Și dacă 18 duminici la rând numai spunem glume de mire și mireasă, cu ce pleacă frața aceea acasă? Și eu le spun la familie, măi, o parte de timp lăsați-o să ne ocupăm de tot poporul, nu numai de voi. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Unii vin cu pretențe, noi le mai tăiem pretențele, până la urmă la noi a fost bine. Și în ziua nunții am mai întâlnit eu încă o presiune puternică. Împrumuturi de obiceiuri lumești. Împrumuturi de obiceiuri lumești. Eram odată la o căsătorie, departe de aici, rugăciunea mai scurtă, mai era un frate bun, predicator, păstor și proroc. I-a dat un sfert de oră și lui de rușine, un sfert de oră. Fratele Dragoș, când mai veni mai departe, o să aibă, cred că o jumătate de oră. Noi ne-am conformat, eu nu am mare dorință de a predica. Mulțumesc, Domnul, am mai predicat și până acum.
dar o intra în mire și mireasă. Când o intrat, s-au deschis ușurile, o adunare mare, cred că mai, poate mai mare ca asta, s-au deschis și au intrat un băiat și o fată. Dar fata nu era îmbrăcată în alb. Și eu îi spun, uite, mireasă ca la noi. La noi e în alb, dar mai sus nu-i cu rochie albă. Și el spune, dar ăștia nu sunt miri și mireasă. Au intrat ei doi, s-au așezat pe bănci, iară s-au deschis ușa, au intrat alți doi, s-au așezat pe... Așa au intrat nu știu câte perechi și eu am cronometrat. Cât durează intrarea în adunare? Până la urmă, au intrat mirile, au rămas acolo, au intrat mireasa dusă la braț, i-a dat-o cineva la miri, i-a ținut un discurs și eu m-am încălzit o leacă. Zic, băi, frate, 20 de minute au durat intrarea în adunare a mirilor. 15 minute predică la păstor și proroc. Zic, de unde ați luat asta? Dar un altul spune, din filmele americane, frate, la Hollywood, tu nu te mai uiți la filme? Zic, nu mă uit la filme. Dar ăla și el, ironic, nici el nu era mulțumit. Frate Dragoș, așa e la noi, nu pot să schimb că-ți sar frață în cap. Cum adică, la ce sărim la păstor că vrea să respecte Scriptura? Că nu dă voie la etalare opulență acestor oameni? Apoi am mai întâlnit cu tot felul de scenete, cu tot felul de jocuri, cu tot felul de improvizații, care nu sunt de la pocăism, măi, oameni buni. Eu îi spuneam fratelui Costic, la noi în adunare au început în 1928. Au început cu frați, cu bunicul meu, condamnat la Cernăuți pe 25 de ani. Și lângă el au fost alți frați și surori. Apoi dacă ar veni aceia și ar vedea ce nunț avem noi, nu știu dacă ne-ar recunoaște. Odată noi am avut un doctor Munteanu, când a terminat facultatea, a venit în Bosanci și a murit pe la 80 și ceva de ani. Și eu îi spuneam ceva de pocăință. El mai vine câteodată la adunare. Și el spune, domnul Croitor, uite, mi-a spus, el citește istoria, citește. Și că, domnul Croitor, eu sunt în Bosanci, nu știu, din 50, nu știu de când, nu mai țin minte. Trebuie să calculez. Eu îi știu pe bunicii voștri, pe părinții voștri și pocăința lor. Dacă bunicii voștri ar veni aici, nu v-ar recunoaște nici pe voi. Păi dacă voi în 50 de ani v-ați schimbat așa de mult, mă gândesc, în următoarea 100 de ani, ce o să aleagă de voi? Și pe mine m-a pus pe gândire, mă, așa să fie. Eu nu știu cum era Dobrico acum 50 de ani, sau 70 de ani, sau când a început pocăința. Dar eu aș vrea să ținem cât de cât, fraților, la pocăință. Să ținem cât de cât la Evanghelie. Aleluia. Dumnezeu să ne ajute la asta. Eu am văzut nuntă, n-am văzut-o, de fapt, mi s-a spus cum a fost, că nu m-a invitat. Dar știu că cheltuiala a costat peste 80.000 de euro. Inclusiv felicitări din avion, date, și multe, multe, multe. După care tinerii au divorțat. Și asta întreb, a fost Duhul Sfânt acolo la nuntă? A fost urmă de pocăință la nunta aceea, când vrem să șocăm asistența prin tot felul de obiceiuri aduse din lume. Dumnezeu să ne păzească. Amin. Eu am spus că în alegerea partenerului de viață sunt niște presiuni extraordinare de care am vorbit. În ziua căsătoriei, la fel întâmpinăm niște presiuni extraordinare. Acum noi trebuie să le contracarăm. Să știți că risipa în Sfânta Scriptură este un păcat și Dumnezeu o condamnă. Dar hai să spunem că s-au căsătorit. S-au luat, s-au dus la casa lor. După ce s-au dus la casa lor, în mod normal ar trebui să urmeze copiii. Vreau doar câteva gânduri despre naștere și educarea copiilor. Când vorbim despre naștere, eu vă spun că eu nu judic o familie după numărul de copii. Nu judic după. Nu sunt eu pus să judic. Nu mi-a dat Dumnezeu mie lista, ăla trebuie să aibă 14, ăla 8 sau ăla nu știu cât. Că și eu am fost judecat ani de zile. Eu după căsătorie
N-am avut copii aproape 13 ani, deși mi-am dorit. La început așteptau toți, așteptam să văd eu dacă e băiat sau fată. O trecut un an, doi, trei, după aia am început judecățile, dragul și cu minte. El spune la alții, dar el nu face. Și când au trecut 7 ani și 9 ani și 10 ani și 12, au început să mă compătimească, dragul și băie bun, dar uite, nu i-a dat Dumnezeu copii. Eu nu avem nevoie nici de judecata lor, nici de compătimirea lor, eu avem nevoie de copii. De aceea eu nu judic. Am cunoscut oameni foarte credincioși cu doi copii. Frate dragul, atâta mi-a dat Dumnezeu, sunt nevinovat înaintea lui Dumnezeu. Și acum eu nu intrăm în detalii cu nașterea de copii, ăsta e un studiu altul. Eu am următoarea formulare. Bărbatul își face datoria de soț, nevasta face datoria de soție și numărul de copii îl hotărăște Dumnezeu. Asta e învățătura mea. Acum că unii spun că Dumnezeu nu intră în dormitor și că Dumnezeu nu-i curios, nu sunt de acord nici cu ăștia. Eu am auzit învățătura asta. Băi, Dumnezeu nu intră cu tine în dormitor. Nu, dar eu sunt templul Duhului Sfânt. Eu sunt templul Duhului Sfânt și Duhul Sfânt în mine. Și când merg pe drum, și când dorm noaptea, și când predic la amvon, în mine e Duhul Sfânt. Și atunci vă întreb, Duhul Sfânt nu intră în dormitor? Intră, frate. Eu, pe mine, după ce m-au pus prezbiter, în prima duminică, nu chiar prima, dar prima slujire mai mare, am avut 60 de botezuri, le-am dat la apa Sucevii și seara am făcut 12 mame la binecuvântare de copii. După un an, 2, 3, 4, eu aveam o statistică foarte precisă. Eu vedeam pocăința prin cifre matematice. Și dacă în anii aceia erau atâția copii la atâtea familii care pot naștere, după 10 ani erau jumătate din copii. Și am făcut un sfat cu părinții, surorile și frații care ar fi putut să nască, și am spus, măi, natalitatea a scăzut foarte mult. Din ce cauză? Excludem familiile tinei care au plecat. La același număr de familie avem jumătate de copii. Și am vrut să stau de vorbă, le-am dat bilete, să scrie pe bilete. Și au făcut ele așa o clasificare. Și prima, știți care a fost? Datorită învățăturii care se dă. Deci se face o presiune asupra nașterii de copii prin învățături greșite. Vin tot felul de oameni care spun părerile lor, spun filozofiile lor, fără cuvinte biblice. Și ăla care predică despre nașterea copii nu mai e popular și nu-i mai invitat. Și dacă lăsați comentariile activate, eu zic nu, o să apară o mie de comentarii, fanaticule, și nu te gândești, că le-am primit toate astea, da? Dar învățătură greșită. Și dacă vin 2, 3, 5 din ăștia și învață că Dumnezeu ne-a dat înțelepciune, că așa cum aleg culoarea la mașină, așa pot să aleg și numărul de copii, că așa cum aleg profesia și unde să-mi fac concediu, așa pot să aleg dacă primesc băieță sau fetele. Asta mi s-a spus. Și atunci când o învățătură de asta intoxică adunarea, automat numărul de copii va și natalitatea va scădea. Asta e o presiune care o face societatea. Uitați-vă în vest. Eu când eram mic, bine, și la sat, dar nici la oraș, eu nu vedem oameni cu câini în lesă. N-am văzut câini. Primul băiat care l-am văzut, un bosaj cu un câini în lesă, a fost coleg cu mine. În clasa a treia nu știa să scrie numele. L-a scos la tablă să scrie numele și l-avea scris pe palmă. Dar și acolo o mânca câteva litere. O ajuns un om fără servici de nimic, umbla prin sat cu un câine lupesc. Și era de pomină băiatul acela. Când toți făceau treabă cu animale și cu cosât, și cu... el îmi plimba câinele de ață. Ei, acum este obicei cu cățelul de ață. Și în apartamentele noastre, și în familiile noastre, și în casele noastre, e cățelul. Odată mă cheamă, cu câțiva ani în urmă,
un frate dintr-o adunare mare. Frate, Dragoș, am auzit că ai niște frați mai umblați pe la stăruință. Veniți și la noi la adunare și faceți stăruință. Eu zic, frate, nu supărai, e luna august, noi avem câte două, trei nunți pe weekend, am avut și patru. Lasă-o leacă să treacă perioada asta a nunților și după ce venim, doar și voi aveți acolo nunți. Nu, frate, nu. Păstorul avea peste 70 de ani. Nu. Noi nu creștem copii, frate, noi creștem câini. Măi, când am auzit, da? Și îmi spune, am 70 și ceva de ani, eu trebuie să predau biserica. A început a plânge la telefon, om bătrân, om foarte deștept, cu facultate. Frate Dragoș, mi-e frică să mă duc cu adunarea asta înaintea lui Dumnezeu. Noi n-am făcut stăruință de zeci de ani. Asta e situația. Veniți cumva și aduceți. Ce pot eu să aduc? Am fost, am făcut stăruință, prezbiterii adunării stăteau pe bancă, prima soră pocăită era venit întâmplător de la baptiști și apoi s-a pornit un pic acolo de mișcare. De ce? Pentru că există învățături greșite. Ăsta au fost pe primul loc. Pe locul 2 parcă era situația materială. Te căsătorești, încă nu ai casă, încă nu ai mașină, încă n-ai ce trebuie și copiii vin. Odată eram într-o biserică, am predicat, la urmă vine o familie tânără, spune, frate Dragoș, vrei să iei masa la noi în seara asta? Zic, măi, eu, dar eu nu știu limbă, nu știu adresă, uite, eu sunt cu fratele, dacă mă lasă el, se duce, îl las pe fratele Dragoș la noi. Zic, băi, îl las, dar mi-l aduceți acasă? Nu lăsați pe stradă, că nu-ți discur. Fără probleme, îl aducem. Mergând așa lângă ei, eu întreb pe ea. Nu vă spărați, aveți copii? Am primit așa de la Domnul Lumină. Ea spune, păi de asta vă chemăm să stăm de vorbă, că eu nu am copii. Poate faceți o rugăciune, Domnul, să-mi dea copii. Deci mai am o întrebare. Când ai putut face copii, ai făcut? Ea spune, păi asta e problema, că eu multă vreme n-am vrut copii. Îmi spune cu soțul, a avut un accident, stam cu chirii, avem o situație precară, eram aici și am hotărât măcar, mă spuse, nu știu, 10 ani să nu facem copii. Zic, măi, soru, eu n-am un Dumnezeu ca un buton. Apăs, dau copil, iau de aici tu, eu n-am așa Dumnezeu. Dacă vrei să mă rog pentru tine, așa ca în Timotei, mă rog ca pentru toți oamenii. Dar atâta vreme cât ai putut face copii, ai făcut tot metode să nu faci copii, acum chem un frate să-mi dea Domnul copii. Eu nu dau copii. Dar există problema situației materiale. Unii întâi se aranjează foarte bine, după aia să-mi vină copii. Și poți să nu mai vină copii. Fac o casă cu 10 camere și stau goale, că Dumnezeu nu le-a dat sau e prea târziu când se gândesc ei. Și asta era trecut acolo. De ce îți copii mai puțini? Mai era trecut acolo o cara celor din jur. Când te duci la dispensar, la spital, la maternitate, ești la primul copil, tăți te felicită. Vai, să-i dea Dumnezeu sănătate, vai, ce mămică frumoasă. Eu acum știu, eu când am o născut nevastă mea după 13 ani, parcă tot spitalul se bucura că o născut nevastă mea. Dar când te duci cu al 14-lea, întreabă, câți aveți? Mai am 14. Doamne, dar ce cu tine? Și asistente și toți cu o cară pe tine. Că predica odată la noi în sat un frate, să știe educatoarele și învățătoare de la școală că posturile lor noi le ținem, pocăiță. Că dacă noi n-am avea copii, el s-ar duce la cules porumb. Eu m-am avut fată în clasă unde erau 18 pocăiți și câțiva nepocăiți. Și am spus, să știi și acei de la dispensar că noi le ținem postul, noi pocăiți. Dar o cara, e o cara. Apoi durerea nașterii, asta nu-i nou, nu o punem mai la noutăți, cum mai fost. Îngrădirea unor libertăți. Cât ești fată, mai ai niște părinți severi, unde ai fost, la ce oră vii, nu te duci nicăieri, stai acasă, învață-te și pe mâncare, băietul tot așa, și după ce se căsătoresc, câțiva ani îl vrea să fiu liber. După ce te măriți, vine copilul și te-o lega la mâine iar. Iar nu te mai duci, iar nu mai poți, mai ține mama, mai ține cine mai ține. Și spune, vreau câțiva ani să fiu liberă. Nu gândiți așa.
că nu gândiți bine. Atunci când vorbim de nașterea copiilor, nu intrăm în detalii, vă spun, astea pedici le-am întâmpinat eu în adunarea noastră. Și o trebuie să stăm de vorbă, să explicăm, să ne putem înțelege. Asta la naștere. Și apoi la educare mai este o problemă. În primul rând, nu avem mijloace de disciplinare. Încă la noi mai sunt. Aseară predicam cu un tată, avea doi ficiori. Eu spun la unul, du-te de lucrează la mine, în ogor. Mă duc, tata. Și nu s-a dus. Altul, du-te. Nu mă duc. La urmă eu părul rău și s-a dus. Eu zic, mie nu-mi plac de băieții ăștia, nici de unul, nici de altul. Că dacă eu îi spun la un băiet, du-te băie și adu-mi braț de lemne, spune că nu, apoi două ori mi-aduce două ori lemne. Acum nu, că acum sunt mai mari ca mine, gata. Nu iau a disciplinării îndepărtează nebunia. Nu am fost sadic, eu sunt prieten cu copiii mei. Cred că prin primii doi băieți ne-am mai dat câte una. La fete n-am avut ce le da, la ultimul într-o zi nu știi face el figură, zic că tu ai scăpat nebătut încă. Nu-i târziu nici de acum, dar nu pot să-i mai... Eu sunt prieten cu dânsa. Copilul de vorbă bună înțelege foarte mult, dar noi nu ne facem timp pentru ei. Eu știu o fată foarte deșteaptă, că la medicină o termina șeful de promoție. Voia să-i spună ceva lui Tasu și spune, acum nu am timp când mă duc cu frații la rugăciune, lasă când vin. A doua oară nu, a treia oară nu, la urmă primește tată un bilet la amvon. Dacă nu ai timp în calitate de tată, te rog ca păstori, stai un pic de vorbă cu mine. Cunosc bine fratele ăsta. Și că băi, am luat biletul și am început a plânge. Îmi fac timp de toți, numai de copiii mei nu-mi fac timp. Și mie nevastă mi-a spune, vezi că tu mergi, înveți pe toată lumea, mai stai de vorbă și cu tăi. Mai vezi ce fac, mai vezi ce gândesc, mai vezi ce... mai uite și la dânsă. Și atunci trebuie să ne facem. Dar ne-au luat europenii toate pârghile astea de disciplinare. Numai vine și ție, nu știi, societate, 5 copii, 7 copii, acum am auzit, iar nu știu câți copii au luat, și eu copii de ăștia frumoși, blonzi, cu ochi albaștri, că nu eu... pe ceea care îi vede cerșând, pe ceea nu e, doar putea să iei, să-i crească. Deci, nu avem mijloace de disciplinare și trebuie să fim foarte, foarte atenți cum le aplicăm. Eu nu încurajez bătaia, încurajez educația mai mult prin vorbă, hai să stăm de vorbă. Întâlnim fel de... nu-s doi copii la fel, fiecare cu mintea lui, fiecare cu construcția lui. Dar mijloacele acestea nu le mai avem. Și aici trebuie să fim foarte atenți. În al doilea rând, ar trebui să cădem de acord cu privire la activitățile extrașcolare. Eu vin dintr-o biserică foarte conservatoare. Și odată mă cheamă directorul școlii, domnul creditor, să veniți până la mine. Eu știam de ce. Odată, de două ori, n-am vrut să mă duc, să stea el de vorbă cu mine. Până la urmă m-a chemat, am luat, cred că, o zi de post, am mai citit eu prin Constituție niște drepturi, ca să le știm, așa, ca să stau de vorbă cu el, nu. El mă ia în birou și spune, domnul creditor, am venit să vă felicit. Aveți niște copii, cei mai buni copii, sunt copiii dumneavoastră. Și îmi spune el, oameni mari au ajuns, nu cei care au dat cu biciu pe scenă. Oamenii mari au fost ca cei au fost buni la matematică, la fizică, ăștia sunt oameni care trebuie societăți, nu aceia cu dansuri populare. Eu cum mă așteptam, că mă ridică și îmi dă drumul. Și eram pregătit, n-am mai spus articolele de lege care ne apără, și stam așa, stam, și el îmi spune la un moment dat, domnul creditor, totuși avem o mică neînțelegere. Noi avem anumite zile și activități extrașcolare. Și vin femei de la dumneavoastră și îmi spune, domn director, te rog frumos, copiii mei nu îi faci Moș Crăciun și nu faci banchete și nu le dai mărțășoare de 8 martie, că Domnul Iisus nu umblă cu mărțășor. Și că eu i-am înțeles. Ei, dar vin alte mame, tot de ale dumneavoastră, și îmi spune, domn director, dar copilul meu termină clasa 8, dar nu facem un banchet? Și ele vin și mi-aduc de ziua la câte profesoare, aduc tortul și felicitări.
Și mă învață el pe mine. Îmi spune, domnul Croitor, și părinții mei sunt penticostali. O trecut la penticostali. Și eu trebuie să aleg, că văd că nu-i bine cum stau. Trebuie să fac și eu ceva, încă am să văd eu ce am să fac. Dar vreau să vă învăț pe dumneavoastră, răspundeți acolo, că voi aveți majoritatea de copii. Dacă vreți să faceți o serbare, avem cu ce o face. Dacă nu vreți serbare, noi n-avem. Că voștri cântă la instrumente, a voștri știi mai bun, recunosc. Dar du-te acolo la biserică, fă dumitale o ședință și hotărâți anume lucruri. Dar vorbiți aceeași limbă. Și când v-ați hotărât, veniți și îmi puneți mie pe masă ca să știu și eu ce am de făcut. Nu mai fiți așa de împărțiți între voi. Măi, m-am desumflat ca un balon. Nu mai eram Daniel în groapa cu lei, am postit degeaba, am învățat articolele degeaba, până la urmă m-a chemat directorul să-mi spună că noi pocăiți nu gândim la fel. Și că una are voie la dansuri și că una n-are voie și că unul are voie din Moș Crăciun să facă și una n-are voie. Nu știu prea dumneavoastră cum e. Dar copiii ăștia se întărâtă la mânie. Se întărâtă la mânie. Când vede fata cei de acolo că îi la serbare și bate din palmi și a mea n-are voie. Odată era o fetiță în clasa întâia, a doua, a venit acasă plângând. Și zice, eu i-am spus la colega ei, eu nu, eu cu mine în raiul meu, să se duc în raiul ei. Că eu n-am voie cu televizor, n-am voie cu onomastică, n-am voie cu aceea, e tăte are voie. I-am spus, tu nici nu te iei în rai, să știi. Oare câte raiuri or fi? Raiul lor și raiul nostru. Aici cu învățătura asta, te privește de activitățile extrașcolare. Sunteți de acord? Că ce e în programa școlară? Îți de acord, domnule, îți de acord. Că au venit la mine și băieți, au educația fizică. Du-te, domnule, joacă fotbal, ești tânăr. Tata mă lasă în cantonament? Nu, nu, asta n-aparține de școală. Că acolo s-a alt mediu, alți oameni, vrei să joci fotbal la educația fizică? Du-te, joacă, du ești copil. Că spui notă pe ce fugi, pe ce sai. Dar activități extrașcolare, aici întâmpină mari probleme. De-aia e Dumnezeu ca voi să vorbiți aceeași limbă. De-aia, Domnul. Nu știu cum e la voi. Și mai există, acum, au mai fost și înainte, dar în ultimul timp, discreditarea fraților și a slujitorilor în familie. Sunt oameni care s-au învățat să vorbească de rău. Nu mai țin în cont că în casă e un copil, că n-ar trebui să audă chiar toate nemulțumirile noastre. Vorbești de rău păstorul, vorbești de rău predicatorul, vorbești și la urmă îl trimiți la adunare. Eu am un frate care e în America, are spre 80 de ani, tata lui pocăit vechi de acolo, de lângă noi, s-a supărat pe adunare și nu mai merge la adunare. Și o vreme nu a venit. Și băietul nu a mai mers nici el la adunare, băietul fiind ăsta de 80 de ani. Și tasul îi spune, măi băiete, îmbracă-te și du-te la adunare, nu-i spun numele, că îl știu foarte bine. Și fratele ăsta spune, da, tată, mă tali stai acasă și te mântuiești și pe mine mă trimiți la adunare să mă pierd. Frumos! Că doar așa îi spune, că aceea așa, așa, trimite-mă acolo să mă pierd. Mă tali stai, o să era în șură, dădeau mâncare la vacă amândoi. Mă tali stai acasă și te mântuiești. E frumos. Tasă că stai un pic. S-a dus, s-a îmbrăcat, hai cu mine la adunare. Și nu mai lipsă din ziua aceea la adunare. Că exemplul nostru îl copiază copiii noștri. Când vorbești de rău, eu cunosc un frate, poate v-am mai spus, n-am întâlnit om cu dar de cunoștință ca fratele acesta. Când am ajuns la el la poartă, s-a uitat la mine și mi-a spus, uite un om care vine dintr-o biserică cu legi și rânduieli aspre. Eu spun, dar nu le-am pus eu, eu nu eram nici ordinant, nici în comitet. Nu, 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 dar și tu dai cu barda acolo și tu ce-o pleci, văd cât are. 12 ore am stat de vorbă cu el. Dom'le, când aveam un gând, aveam ceva în minte, el se uita și spune, uite ce gândești acum, dar uite ce spune Duhul Sfânt. Mă temem să gândesc, dam din cap așa ca să nu mai am gânduri.
Omul ăsta nu a fost apreciat la justa lui valoare în adunare. Nu a fost folosit după valoarea lui. S-a supărat și stă acasă. Vine o frață rugăciune, frate, dar nu mi-e la adunare. Băi, unde-s doi sau trei, Domnul e aici între noi, măi. Și stă acasă. Acolo, comitetul e pus ca la CAP, prin vot. Păstorul știu eu cum e pus. Din vreo 8 copii mai avea unul care merge la adunare. Așa ca lui Samuel, numai să-i susuce ochii. Și restul, unul câte unul, stă acasă, s-a dus. Unde ne-a trimis tata? Că el a văzut că e pericol. Păi păstorul nu e bun, comitetul e ca la partid, ăia-s ca acolo. Tot discreditat adunarea și slujitorii în fața familiei. Și au ajuns să-și culeagă roadele. Eu aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am vorbit... Vrând să vă arăt din ceea ce am constatat eu, v-am mai spus încă o dată, nu-s profesor, era mai frumos dacă avem o predică de evangelizare, cât că acolo mi-a dat Domnul mai mult, dar am vrut să vă spun că familia începe cu umilie și o mireasă. În alegerea partenerului de viață face societatea și diavolul niște presiuni extraordinare. Noi trebuie să le știm, să le contracarăm. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Să fim atenți de presiunile care le face lumea chiar pentru ziua căsătoriei, încercând să aducă lumea în adunare și noi nu avem voie să o acceptăm. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Amin. Să fim atenți la nașterea și educarea copiilor noștri. Doamne ajută-ne de la aceasta. Că multe, multe filozofii, multe învățături și multe presiuni, a spune eu chiar demonice, prin societate, vin asupra copiilor noștri. Dumnezeu să-i ție credincioși. Eram recent într-o adunare și a venit un frate și mi-a spus, măi frate, am mai avut eu lucrări din astea. Odată eram la sfânturii, bărbatele te-a urmărit diavolul pas cu pas. Și acum s-au îndreptat asupra unei odrasne ca să-ți închidă gura, să nu mai poți vorbi. Măi, copiii mi-s mari, tăți botezați cu Duhul Sfânt, doi băieți predic, unul mare lucrări, tăți cânt în cor. Băi, veniți încoace. Ați auzit lucrarea? Care din voi, mă? Tata, eu nu, și mulțumesc, Domnul, până acum nu. Eram în Arad, lângă satul mare, vine un frate, am văzut la un băiet de-a tău un șarpe, s-a încolăcit, dar prietenos. S-au încolăcit pe lângă el și el s-a uitat să gudura așa. Și că dumitale ai văzut, te-ai dus și l-ai luat. Și băiatul a spus, lasă că nu-mi face niciun rău. A spus, Domnul, veghează și ei șarpele, că devine agresiv. Se întâmplă anumite prietenii, anumite gesturi, anumite obiceiuri, care le vedem la copiii noștri și nu-s bune. Luați șarpele voi care sunteți părinți și alungați-l. Și rugați-vă Domnul și eu mă rog Domnul să-mi păstreze copiii. Că dacă un copil îți face o figură, un băiat sau o fată, s-a pierdut atât valoarea ta și nu mai ai curaj nici de predică, nici de nimic. Eu doresc ca Domnul să binecuvinteze toți tinerii, să binecuvinteze toate familiile, să binecuvinteze mamele și tață, să vegheze asupra acestora. Și la presiunile astea care vin, să le putem anihila prin Duhul Sfânt. Amin. Amin.